Salut! Echipa vine după o serie de 7 victorii consecutive în Liga 1. Cât o să o prelungiți? Într-adevăr, ne aflăm într-un moment foarte bun, este vizibil. Sperăm să prelungim acest moment cât mai mult posibil, să în continuare să câștigăm puncte și să ne îmbunătățim jocul. Tu ai avut evoluții foarte bune în ultimele două jocuri, deși ai venit după o perioadă de 14 zile de absență din cauza infectării cu COVID. Cum îți explici asta și cât speri să te țină forma bună? Am venit după o perioadă grea, o perioadă de COVID, așa cum am spus. A fost o perioadă dificilă, dar benefică, ca să spun așa. Am avut timp să reflectez, să-mi analizez jocul, să-mi analizez meciurile și consider că a picat bine, oarecum. Deși de obicei evoluezi Inter, în ultimul timp ai fost folosit ca închizător. Îți place acest post? Da, mă simt bine atât Inter cât și închizător. Pot spune că am evoluat mai multe posturi și nu știu, consider că pot evolua atât Inter cât și închizător. E un avantaj sau un dezavantaj că vine pauza competițională? Asta depinde de noi, dar din punctul meu de vedere consider că va fi un avantaj pentru noi, pentru că avem timp să reglăm unele lucruri, avem timp să ne pregătim, să punem la punct partea fizică, partea tactică și cu siguranță va fi un atu pentru noi. Ce așteptări ai de la retur? Sunt șanse să egalați liderul campionatului? Ne dorim foarte mult să egalăm. Consider că avem șanse și ne dorim din tot sufletul acest lucru. Și ultima întrebare, ce așteptări ai tu de la tine în acest sezon? Așteptările mele de la mine sunt să mă depășesc pe zi ce trece, să devin mai bun, să mă îmbunătățesc și să mă autodepășesc. Te gândești și la echipa națională? Mai este mult. Cum am mai spus, îmi doresc foarte mult să mă autodepășesc, să cresc de la zi la zi și ăsta este unicul meu obiectiv personal. Mulțumim mult! Mulțumesc!